De la mulțime, un cadou de la Moș Crăciun. Îi mulțumim frumos. Sănătate să ai. Secția de pediatrie a Spitalului Județean Constanța are condiții total improprii pentru micuții aflați în suferință. Autoritățile încearcă să găsească resurse pentru renovare, dar și să combată problema supraaglomerării. Au ajuns bolnavi, au făcut tratament, sunt bine acum și îi ținem izolați într-un salon, feriți de infecții și de ceilalți pacienți acuți. Sperăm să vină mama fiecăruia să-și ia acasă, că acolo e cel mai bine. Arhiepiscopia Tomisului a anunțat că strânge haine, dulciuri și jucării pentru micuți și în doar câteva zile au început să apară donațiile. Vă dați seama că pentru oricare dintre creștini ar trebui să fie o durere, știind că noi care beneficiem de condițiile de dragoste și de căldură din familii, acești copii nu le au. Încercăm prin aceste mici acțiuni să le facem o mică urmă de familie. În decurs de o săptămână, peste 30 de persoane s-au oferit să ne ajute, ne-au și ajutat cu bani, cu haine, cu medicamente, cu aparate din acestea de tehnică medicală, termometre, cântar, electronic și așa mai departe. Preasfântă Treimii, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ.